M-am angajat în domeniu pe care, în care sunt și astăzi, în fitness, și mi-am dat seama că în momentul respectiv eram în locul potrivit, dar nu eram în direcția potrivită. Mișcarea, în esența ei, foarte greu creează plăcere în momentul ăla de mișcare, de antrenament, de exerciții și așa mai departe. Corpul este o consecință, da, a ceea ce facem day by day. Așa este. Și dacă fac mișcare multă, dar sar somnul, iarăși nu obțin ce vreau. Dacă fac mișcare și mănânc nesănătos, iarăși nu obțin ce vreau. Știm cu toții că principala armă din viața noastră, cea mai puternică, este zâmbetul. Un zâmbet frumos exprimă cine ești tu la interior.